Salut, Casili, ce faci? Bine, de ce n-aș face bine? Vrei ceva de la mine? De ce mă urmărești? Păi, ții minte că ieri ți-am spus ceva legat de o carte. Da, ce e cu ea? Nu mai aminteam titlul, dar până la urmă am găsit-o. Uite, ți-am adus-o. Habar n-am despre ce vorbești. Hei, Cassidy, crezi că nu te-am văzut cu iubitul tău? Ce, Greg, iubitul meu? Nicio șansă. Dar de ce vorbesc cu tine? Cu fața ta de amețit n-ai nicio șansă să-ți găsești o prietenă. Poftim de regretat că ai spus asta. Contează pe mine. Oh, uite și pe Greg. Era și timpul. Dar m-am oprit pe la bază. Asta? E târziu. Nimic. Ce căutai acolo? Să mergem, ne așteaptă să anunțăm provocarea. În cea de 79 și carboi. Greg, te supără ceva? Păi, e vorba despre Cassidy. Am vrut să vorbesc cu ea și m-a tratat ca pe o cârpă. Da, nu e prea frumos, dar ea e Cassidy. E mereu așa, nu? Nu, uneori e drăguță, să știi. Salutare tuturor! Bine, acum că toți suntem aici, putem începe. Ați venit membrii echipei? Magicien, la ce provocare v-ați gândit pentru azi? Provocarea e simplă, o fată stă în poartă, iar în echipa noastră Cassidy. De ce eu? Uite așa. Ne convine, acceptăm provocarea. În ordine, provocare acceptată. Și cine va fi portarul vostru? Păi, Ines, ce spui? Luna asta e în poartă? Nu, Luna ar trebui să rămână în apărare. Acolo e cea mai bună. Joy are dreptate, n-ar trebui să schimbăm asta. Bine, atunci stau eu în poartă. La noi Ines va sta în poartă. Perfect! Fino, ce teren alegeți? Demisolul centrului comercial și esplanada de est. Bine, să recapitulăm. Pentru meciul de mâine, fiecare echipă va avea o fată în poartă. Pentru magicien va fi Cassidy și Ines pentru echipă. De acord? Da, nicio problemă. Ne vedem mâine la meci. Trebuie să-ți spun, Fino, că ideea ta nu e prea grozavă. Cu provocarea asta vrei să te răzbuni pe mine, nu? Și ce? Ți-am spus că vei plăti pentru că ai râs de mine. Nu trebuia să-mi spui că sunt îndrăgostită de Greg. A? Ce e cu povestea asta? Ai ales provocarea doar ca să o necăjești pe Cassidy? A făcut asta intenționat. Nu e adevărat. Am vrut să scăpăm de Joey. E cel mai bun portar și dacă nu e în poartă, îi batem. Aliverne, vrei să stau în poartă pentru că știi că nu sunt bună la așa ceva și va trebui să-l înfrunt pe cel mai bun atacant. Nu voi putea opri niciodată un șut de-a lui Greg. Provocarea ta n-are nicio noimă. Nu vă mai certați. Am o idee. Cassidy, poate că dacă vei fi mai drăguță cu Greg, nu va mai trage spre tine acele șuturi ghiulele. Vrei să mă prefac că îl plac pe Greg? Nu va merge, ia iurea! Ar fi și mai aiurea să pierdem meciul din cauza ta. Da, nu poți face asta. Eu? Nu pot? În ceea ce îl privește pe Greg, pot face ce vreau cu el. Veți vedea! Marioneta. Pentru provocarea asta trebuie să ne concentrăm pe atac. Trebuie să ajungem la poartă. Cassidy e inutilă la poartă, deci va fi ușor să marcăm. Nu e adevărat că e inutilă. Poate că nu e cel mai bun portar, dar e o jucătoare foarte bună. Bine, nu te enerva. E o jucătoare bună, dar în poartă e inutilă. De când o aperi pe Cassidy? Păi nu o apăr, dar după părerea mea nu cred că e inutilă. Ai dreptate, Greg. Nu o putem subestima pe Cassidy. E o jucătoare bună. Și nu e suficient să ne concentrăm doar pe atac. Fără Joey în poartă și noi vom avea nevoie de o apărare beton. Joey și Luna, voi veți sta în apărare pentru a o ajuta pe Ines. Și Sammy și Greg veți ieși în față la atac. Exact! Așa vei fi aproape de scumpa ta prietenă Cassidy, super apărătoarea porții. Nu e nostim deloc. Sunteți toți de acord? Vom începe? Greg? Da, e bine. Salutare, vă deranjez cumva? Nu, nici vorbă, ce faci? Greg, voiam să-mi cer iertare pentru felul în care m-am purtat adineauri. Nu m-am fost drăguță. Nicio problemă. E vina lui Fino, el m-a enervat. El și provocarea asta a ales-o doar ca să mă facă de râs. Pentru că mi-e teamă să stau în poartă. Da? De ce? Ei, haide, Greg, crezi că mi-ar fi ușor să-i fac față celui mai bun atacant din campionat? Ce șuturi ghiulat rați spre poartă, ești cel mai tare. Drăguț din partea ta. Și eu singură în poartă, e copleșitor. Nu am șuturi chiar atât de puternice. Ba da, de aceea Fino e foarte invidios. E invidios?
Pe mine? Bineînțeles, ești extraordinar. De ce crezi că am reacționat așa adineauri? Am fost intimidată. Chiar? Eu credeam că erai nervoasă pentru că te certasești cu Fino. Da, desigur. Și asta. Dar voiam să-ți spun că aș vrea să văd acea carte a ta. Da, desigur, mă duc să o aduc. Nu mi-o arăți după antrenament? Așa mai putem discuta puțin. Da, sigur. Bine, atunci ne vedem mai târziu, Greguț. Hei, Greguț, vii să te antrenezi cu noi? Asta numai dacă ai chef. Da, desigur. În ordine, Ines, concentrează-te. Încep. Te ajut. Haide, Greg, șut. Nu, încearcă tu, Joey. Eu? Bine, un pic de dribbling. Bine, Joey, Ines, trebuie să anticipezi mișcarea mingii. Prinde asta dacă poți. Bine, haide, Greg, șut, Iulia. Da, a apărat pentru că am ratat. Nu uitați să exersați controlul mingii și pasele. Și, Greg, ce voia de fapt Cassidy de la tine? Mai nimic, a venit să se scuze pentru ce s-a întâmplat. Să se scuze? De ce? Ei, n-a fost mare lucru, s-a întâmplat ceva, dar n-a fost vina ei. De fapt, a fost vina lui Fino. Ce se întâmplă, Greg? De azi dimineață te porți ciudat ori de câte ori vorbim despre Cassidy. Păi, nu s-a întâmplat nimic, mi se pare că e o fată simpatică, atâta tot. Da, foarte simpatică, dar să nu ne spui că te-ai îndrăgostit de ea. Poftim? Sigur că nu. Bine, ne antrenăm sau pierdem meciul de mâine. Hei, ce e cu tine? Frumos, Greg, dar încearcă să nu o decapitezi pe Ines. Mai avem nevoie de ea mâine. Vedeți? Încearcă din nou, ăla nu atât de tare. Ăla e un șut, Iulia. Nu voi putea opri așa ceva, vom pierde. Și e doar vina ta. Păi, fă să nu mai șuteze tare. O, da? Și cum să fac? Să le rog să ne lase să câștigăm? Găsim o soluție. Tu parcă spuneai că faci tot ce vrei cu Greg. Pentru început ai putea să-l împiedici să se antreneze cum trebuie, dar poate că nu ești în stare. Aiurea, pot face asta oricând. Priviți! Sper să aibă efect. Bun, e suficient control al mingii. Ce mai vrea? Salut, Greg! Salut, Cassidy! Uite că vine Cassidy, leșină când vede șuturile tale. Bună, Cassidy. Vrei să mai încerci o dată? Da, arunc-o. Haide, Greg, arată-ne ce poți. Da, dar stai să vezi, să ne îndepărtăm. Nu e nicio problemă, haide, încearcă din nou. Da, doar că... Da, Greg, fă-ne din nou să râdem. Stai să vezi. Hai, așteptăm. Nu. Dar ce faci, Greg? Ăsta nu ia antrenament. De când e Cassidy aici, el nu mai e cu noi. De parcă l-a lovit dragostea. Da, asta e. Hei, terminați, spuneți numai aiureli. Bine, ne calmăm și ne concentrăm puțin. Bine, Greg? Da. Hei, Greg, nu voiai să-mi arăți o carte? Vin imediat. Trebuie să-i dau ceva lui Cassidy. Se concentrează pe altceva, nu pe antrenament. Mersi, Greguț. Ar trebui să plec. Vrei să mă însoțești? Nu mă prea dau în vânt după să mai putem nicio problemă. Vorbi. Numai că nu am terminat antrenamentul. Păcat. Ar fi fost drăguț să discutăm puțin doar noi doi. Noi n-am vorbit prea mult, dar dacă vrei totuși să te antrenezi... Nu, așteaptă. Oricum, aproape că am terminat. Așteaptă-mă puțin, te rog. Vin imediat. Gata, Greg? Putem relua antrenamentul? De fapt, acum trebuie să plec. Acum? Dar trebuie să pregătim meciul de mâine. Nu poți pleca așa. Da, și nu pentru Cassidy. Da? Și de ce nu? Pentru că vom juca și contra ei în meciul de mâine. Așa și? Am dreptul să vorbesc cu cine vreau eu. Vin, Cassidy. Mersi, ești foarte drăguț că ai acceptat să mă însoțești. Ceilalți n-au zis nimic? Nu, s-a rezolvat. Nu prea mă plac, nu? Nu, doar că, știi, ei nu prea pot înțelege. Ce să înțeleagă? Păi, uneori nu pari prea simpatică, dar de fapt ești o fată incredibilă. Crezi? E prima oară când cineva îmi spune asta. Mersi. Cu plăcere, asta cred. Greg are dreptate. Noi putem impune ce prietene să-și aleagă. Dar nu e normal să ne lase așa în toiul antrenamentului. Dar aproape terminasem, nu? Da, nu cred că mai putem face prea multe astăzi, nu? Spune-mi, Sammy, nu cumva ai uitat ceva? Nu, era rândul meu să așez masa. Da, eu am aranjat. Îmi pare rău, am uitat, mamă. Ce se întâmplă? Ai ceva pe suflet? Nu,
De fapt, da, e vorba de Greg. S-a îndrăgostit de o fată. Dar nu văd care e problema. Te deranjează asta? Nu. De fapt, da. De fapt, ce mă supără e că nu-l mai recunosc. Parcă nu-i mai pasă de nimic, nici de meciul de mâine. E normal să fii cu capul în nori când ești îndrăgostit, nu-i așa, Isabel? Se poate, dar acum nu mai e cu capul în nori, ci direct în cosmos. Da, poți spune asta. Azi a plecat de la antrenament ca să se plimbe cu ea. Cred că ar trebui să vorbim cu el. Și ce să-i spunem? Păi, habar nu am, dar îți imaginezi dacă va fi așa în timpul meciului? Mm. Orice ei spune lui Greg, nu cred că se va schimba ceva. Da, e ciudat că numai acum s-a împrietenit Cassidy cu el. De obicei râde de noi și deodată, de azi, e super drăguță cu Greg. Nu știu ce se întâmplă. Păi, poate și ea e îndrăgostită. Dar, oricum, asta nu te împiedică să aranjezi masa. Da, tuturor ne e foame. Haide, te voi ajuta. Oh, super, mersi, tag. Greg îndrăgostit? Nu credeam să apuc ziua asta. Sper să nu întârzie la meci. Ce s-a întâmplat? Cred că mi-am uitat sticla cu apă la bază. Mă duc să verific și ne vedem pe teren. Bine, ne vedem! Da, ne întâlnim imediat! Te-ai descurcat bine ieri. Ai reușit să-l convingi pe Greg să plece de la antrenament. Da, să te plimbi și să vorbești așa cu el. Eu nu știu dacă puteam face asta. Oh, ușurel, Greg e chiar drăguț. Nu e frumos să râdeți de el așa? Nu, nu-mi vine să cred. Chiar te îndrăgostești de el? Încetați, nu m-am îndrăgostit. Vreau doar ca Greg să nu tragă spre mine acele șuturi ghiulea cât sunt în poartă. Atâta tot. Important e să creadă că te-ai îndrăgostit de el. Deci continuă să fii drăguță cu el și meciul ăsta va fi câștigat. Da! Așa e. Hei, hei, ascultați! Ce e, nu ți-ai găsit sticla? Nu, nu e vorba de asta. Magicienii erau la bază și am auzit ce vorbeau. Cassidy spunea că nu-i place deloc de Greg. Îl folosește ca să nu marcheze cât stă ea în poartă. Da, știam eu. De aceea nu putem fi prieteni cu adversarii noștri. Nu pot spune asta. Și chiar dacă magicienii vor să-l folosească pe Greg, asta nu înseamnă că vor reuși. Da, dar în timp ce te antrenai erai de altă părere. N-a mai făcut nimic după ce a venit Cassidy. Dar ce putem face? Dacă îi spunem ce-am auzit, sigur va suferi. Cassidy să se folosească de el ca de o marionetă? E mai bine? Nu avem de ales, trebuie să-i vorbim. Cu cine să vorbiți? Ah, Greg, ai venit! Păi da, avem meci, nu? Da, sigur! Vă purtați ciudat, ce se întâmplă? Păi, ne întrebam dacă... Nu ți se pare ciudată atitudinea lui Cassidy? Ce atitudine? Păi, de când a fost anunțată provocarea, e super drăguță cu tine. Dar ieri dimineață te-a tratat ca pe o cârpă. N-a făcut așa ceva. Dar tu mi-ai spus asta, Greg. Oricum, nu ți se pare ciudat că deodată Cassidy e interesată de tine și înainte nu era? O, da? De ce? Nu sunt de nasul ei, da? Asta credeți despre mine? Greg, nici vorbă. Nu, doar... Echipă, meciul trebuie să înceapă. Vă așteptăm. Haideți. Bine, dacă toată lumea e pregătită, capitanii să vină în față pentru începerea jocului. Vă reamintesc că poarta echipei e între cele două felinare din partea de nord a parcului. Iar a magicienilor e jos, lângă scara rulantă. Îi dăm drumul! Walter, Sammy, atenție! Începe! Mă duc! Greg, ai grijă la Pablo! Îți arăt eu, Greg! O, da? Crezi? Nu vreau să te fac de râs, dar... Greg! Salutare! Hai, Greg, concentrează-te! Ai dreptate! Poftim! Bine jucat! Sunt în spatele tău! Haide! Ai grijă! L-am văzut, nicio grijă! O, ești previzibil, Walter! O, da? Lasă pălăvrăgeala, o să vezi tu! Nu, cred că tu vei vedea! Admiră stilul! Hei, Greg! Sunt drăguță? Și hop, pasta perfectă! Hei, Greg, dormi! Hai, contraatac! Fino, preia! Luna, în apărare! Sunt aici! Drăguță încercare, dar parcă nu-i nimeni aici! Te crezi nostim? Da, uite! Cred că ați uitat de mine! Hei, Greg, preia din voleu! Greg! Atenție! Mulțumesc, Greg! Nu. Am prins-o! Crezi că-mi poți lua mingea? Lasă visele! Hai, Fino, marchează! Se rezolvă! Mersi, Luna! Wow, a fost cât pe bravo, Ines! Ai văzut ce s-a
întâmplat cu Greg? Da, trebuie să facem ceva, dar eu nu mă pot mișca de aici. Nici o grijă, mă ocup eu. Dă mingea, am o idee. Mingea a ieșit de pe teren, magicienii o repun. Scuze, uneori nu-mi dau seama ce puternică sunt. Ce mai aștepți? Caută mingea. Greg, ascultă-mă. Uite de Cassidy. Face tot ce poate ca să nu te concentrezi. Aiurea, de ce vă deranjează atât de mult că suntem prieteni? Pentru că nu ești prietenul ei, se folosește de tine. Zâmbetele și gesturile afectuoase au doar rolul de a te împiedica să marchezi. Nu ai dreptul să spui asta, nu o cunoști pe Cassidy. Nu-mi pasă că joacă pentru magicieni. Dar Ines a auzit-o cum vorbea despre tine cu echipa ei. Face tot ce poate pentru a-i ajuta să câștige. Spui balivernele astea pentru că nu o suporți. Dacă ai fi cu adevărat prietena mea, nu mi-ai spune asemenea minciuni. Dar... Oh. Și cum mai merge povestea de dragoste cu Greg? Vrei să termin? Nu-mi place deloc. Emmy avea dreptate. E un coșmar să vorbesc cu el. Când ne-am plimbat, nu mi-a povestit decât despre cartea lui. E așa de aiurit? Da, jur. Ce amețit. Greg, ești bine? Lasă-mă în pace. Se reia jocul. Pablo, e a ta! Ține! Așa da! Acum spre poartă! Hai, Greg, oprește-l! Haide! Cum poți sta așa fără să faci nimic? Luna, oprește-l! Hop, frumos, mai visează! Vin și eu! Chiar și cu doi contra mea n-aveți nicio șansă, sunt cel mai bun! Repede, apărare! Atenție, Ines! Ah! 1-0 pentru magicieni. Oh, ce bun. Bravo! E bun, așa e. Vai de noi. Nu mai putem continua așa. Asta e sigur, riscăm să pierdem. Și unde e Greg totuși? E aici, dar am impresia că nu e prea bucuros. Nici noi nu suntem bucuroși, vom pierde meciul. O, da, și asta din cauza lui și a iubitei lui. Oh, lăsați-l în pace. Nu e iubita mea. O, da? Și cum îi spui atunci fetei cu care preferi să te plimbi în loc să te antrenezi cu noi? Și care face orice pentru ca tu să-ți pierzi concentrarea în joc? Îmi pare rău, e aiurea, trebuia să vă ascult. Ați avut dreptate. Cassidy își bătea joc de mine. A făcut toate astea ca să nu fiu atent și să nu pot marca. Am surprins-o râzând de mine cu Pablo. Serios? Ne pare rău, Greg. Dar îți suntem alături. Da, știu, dar nu v-am crezut. Și din cauza mea riscăm să pierdem meciul. Nu, e doar din cauza lui Cassidy. Da, ea nu a fost sinceră cu tine. Mi-e așa de rușine că am crezut tot ce-mi spunea. Că sunt cel mai bun atacant și că trag șuturi ca niște ghiulele. Avea dreptate, ești cel mai bun atacant din campionat. Și ai niște șuturi foarte puternice. Da, și să știi că singura care ar trebui să se simtă rușinată e Cassidy. Da, n-ar trebui să te subestimeze. Nici o grijă, o vom face să înțeleagă cum e să te simți manipulată. Da, cum așa? Vom face cu magicienii ceea ce a făcut ea cu Greg. Îi vom da peste cap făcându-le complimente. Acum vrei să le spunem lucruri drăguțe? Da, Luna are dreptate, îi vom flata. Îi vom spune lui Fino ce bine arată. Îi vom spune lui Emmy că are un super stil. Aveți dreptate, haideți. Da, Greg, vor vedea cum e ca atacantul cel mai bun din campionat, da, să tragă șuturi ghiulea. Da, da, hai! Preia, Greg, hai! Ai grijă! În spate, pate! După ea, hai! Haide, Pablo, ia-i mingea! Wow, ce tricou frumos! Hei, glumeam doar! Hai, Greg, du-te! O iau eu! Bun, am preluat-o! Joey, haide! Nu ai înțeles? Îți mai arăt o dată! Hop! Încă un gol! Oh, Walter, ce drăguț ești când fugi! Cum? Ce? Chiar crezi nu, asta? Nu, de fapt nu! Joey, preia! Atenție! Wow, tenisii tăi sunt foarte tari! Dar acum nu te ajută la nimic! Foarte bine, Joey! Oh, Emmy, când zâmbești așa... Dar nu zâmbeam! Da, așa credeam și eu! Da, e nostim, Sammy! Wow, Greg, ești da, atât știu. De... Dar... Da! Ura! Sunt prea drăguț, nu? Da, eu cred super schemă. Ura! Da, bravo! Bravo! 1-1, mai rămân 2 minute. Hai, încă un mic efort și putem câștiga. Ești pregătit? Mai mult ca niciodată. Hai, trebuie să marcăm. În visele tale. Atenție, a trecut de mine. Walter, poftim. Oprim. Sammy, vine Joey, la tine, Luna. O, nu, să-l încercuim. Bine. Nu mă tem de voi. Hai, Emmy, un mic zâmbet. Am prins-o. Mai ești aici? Nu ai învățat lecția?
Greg, polul Victoriei e al tău. Wow, cât control, Greg. Ce bun ești. Încetează, Cassidy, jocul tău s-a terminat. Dar... ține, un șut ghiulea marca Greg. Nu sunt pregătită. Nu. Ura! Final de meci, victoria echipei cu 2-1. Da! Hei, Cassidy, crezi că poți pleca așa? Nu crezi că trebuie să-ți ceri scuze? Despre ce vorbești? Nu juca teatru cu noi, Cassidy. Dacă vrei să rămâi prietenă cu Greg, ai face bine să-ți ceri scuze. Hei, priviți cine e aici! Greg, voiam să-mi cer scuze. E doar vina lui Fino și a ideii sale aiurite de provocare. Nu trebuia să mă folosesc de tine și să te fac să-ți pierzi concentrarea, ca să te împiedic să joci bine. Și poate nu crezi acum, dar tot ce am spus este foarte adevărat. Ești un băiat de treabă, Greg, și dacă ai chef să ne petrecem puțin timp împreună... Mulțumesc, Cassidy, pentru scuzele tale, dar deocamdată prefer să-mi petrec timpul cu adevărații mei prieteni. Da, înțeleg. Ai dat dovadă de curaj cerându-ți scuze, dar Greg chiar a suferit din cauza ta. Trebuie să-i mai dai puțin timp ca să uite. Până la urmă poate te va ierta. O, da? Chiar? Crezi că nu mă urește? Să te urască? Poți fi sigură că nu. Îl cunosc destul de bine pe Greguț.